bun venit la prezentarea campionului din League of Legends cu Warwick, furia dezlănțuită a Zaunului. Mai ai și alte idei strălucite? Pasiva lui Warwick este sete eternă. Atacurile sale de bază provoacă daune bonus. La un nivel scăzut de viață, daunele bonus îl vindecă. Q-ul lui Warwick este în colții fiarei. La activare, sare spre inamic, provocându-i daune în funcție de viața maximă, aplicând efecte la impact și vindecându-se. Dacă ți-a apăsat pe Q pe durata săriturii, Warwick va ateriza în spatele țintei. Își va urmări adversarii chiar dacă folosesc abilități precum transfer ocult sau flash. Folosește în colții fiarei și sete eternă oricând poți pentru a rămâne în viață în junglă. Dar nu uita să te mai scuturi de așchi. W-ul lui Warwick este mirosul sângelui. Atunci când Warwick atacă un inamic cu mai puțin de jumătate de viață, primește un bonus la viteza de atac până când schimbă ținta. Atunci când un campion apare oriunde pe hartă cu mai puțin de jumătate de viață, este marcat ca fiind însângerat și lasă în urmă o dâră de sânge vizibilă, chiar dacă intră în ceața războiului sau se camuflează. Atunci când se îndreaptă spre un campion însângerat, Warwick primește un bonus la viteza de mișcare în afara luptei. Toate componentele pasive ale mirosului sângelui cresc semnificativ dacă inamicul are un nivel de viață foarte scăzut. Abilitatea W identifică cel mai apropiat campion inamic pe o rază mare, marcându-l ca însângerat și crescând viteza de mișcare pentru scurt timp, indiferent de nivelul de viață. Mirosul sângelui are un timp de reactivare extrem de lung, dar acesta scade la jumătate dacă niciun inamic nu este însângerat. Ține minte, pasiva mirosului sângelui se aplică la nivel global. Niciun inamic nu este în siguranță, fie că fuge de un Yordle cu un ciocan enorm sau se pitește după un turn. E-ul lui Warwick este urletul bestiei. Pentru scurt timp după activare, Warwick suferă daune semnificativ reduse. Când efectul se termină sau este dezactivat, inamicii din apropierea lui Warwick fug îngroziți. Chiar și un vârcolac poate avea găinofobie, dar grație urletului bestiei, Warwick intră în coteț fără probleme. Suprema lui Warwick este amenințare nesfârșită. Warwick sare într-o direcție țintă, suprimând primul campion inamic cu care intră în contact, îi provoacă daune, aplică repetate efecte la impact, apoi se vindecă în funcție de daunele provocate. Lungimea săriturii amenințării nesfârșite crește în funcție de viteza de mișcare. Este imun la efectele de control al maselor în timpul săriturii, dar nu și în timpul suprimării. Dacă urletul bestiei este activ atunci când ataci un inamic cu amenințare nesfârșită, se va dezactiva automat, făcând ceilalți inamici din jur să fugă îngroziți. Dacă furia dezlănțuită a Zaunului adună suficientă viteză de mișcare, săritura din aer ajunge la distanțe impresionante. Folosește-o pentru a sări în spatele liniei inamice, apoi dă-le lovitura de grație. În colții fiarei este perfectă pentru a-ți prinde prada. Aici Warwick ia urma lui Amumu și se folosește de viteza de mișcare din mirosul sângelui. Urletul bestiei îi bagă frica în bandaje, încetinind mumia tristă. Warwick nu îl prinde în colții fiarei în caz că Amumu ar folosi aruncarea bandajului sau flash. Amumu e ucis. Activa mirosului sângelui face din orice urmărire un thriller, chiar dacă ținta nu a primit daune. Aici Warwick își injectează amestecul creat de singed și folosește fantomă pentru a se apropia. Îi taie calea lui Twitch cu încolții fiarei și transformă șobolanul în jucărie pentru cățeli. Setea necontrolată de sânge te poate pune în niște situații neplăcute.
Aici Warwick îl vânează pe Ziggs și încearcă să-l sfâșie cu amenințarea nesfârșită. Dar ratează și nici nu știa că Graves e prin preajmă, pentru că avea un nivel de viață crescut, deci nu era însângerat. Ghinion. Eul este suficient pentru a despărți chiar și cele mai unite haide. Își pregătește urletul bestiei, apoi îl prinde pe titanul adâncurilor în colții fiarei. Urletul bestiei face din Nautilus cel mai singuratic tank, pentru ca echipa lui Warwick să-l ucidă. Cât de curând! Poți face ceva asemănător și cu amenințarea nesfârșită. Aici Warwick zărește niște inamici vulnerabili și pregătește urletul bestiei. Îl alege pe Xerath ca țintă, iar aliații albăstrelului fug înfricoșați. De acolo Warwick poate lua urma prăzii și pregăti cina de mâine. Mulțumim că ai urmărit prezentarea campionului Warwick. Găsești mai multe despre furia dezlănțuită a Zaunului în linkurile de mai jos.